Bine v-am regăsit la o nouă lecție de matematică online. Sunt profesorul Adrian Ivan, de la Liceul Teoretic Grigore Moisil din Tulcea. În cadrul întâlnirii de astăzi vom discuta despre triunghiul isoscel și triunghiul echilateral. Proprietăți. Matematică, clasa 6. Reamintim. Triunghiul isoscel are două unghiuri, respectiv două laturi congruente. Triunghiul echilateral are toate unghiurile, respectiv toate laturile congruente. În figura din imagine am reprezentat două triunghiuri, triunghiul ABC isoscel, respectiv triunghiul MNP echilateral. În triunghiul ABC isoscel sunt adevărate relații. AB congruent cu AC și unghiul B congruent cu unghiul C. În triunghiul MNP sunt adevărate relațiile. MN e congruent cu NP, respectiv cu MP, și unghiurile M, N și P, la fel și ele congruent. Așadar, în triunghiul ABC isoscel, laturile AB și AC au aceeași lungime, măsurile unghiului B și ale unghiului C sunt egale, respectiv în triunghiul MNP echilateral, laturile MN, NP, NP sunt egale ca lungime, iar măsurile unghiurilor N, M și P sunt și ele egale. În continuare, enumerăm câteva proprietăți ale triunghiului isoscel. Într-un triunghi isoscel, unghiurile de la bază sunt congruente. Într-un triunghi isoscel, înălțimea dusă din vârful acestuia este atât mediană cât și bisectoare și este inclusă în mediatoarea bazei. Proprietatea a treia, într-un triunghi isoscel, axa de simetrie este mediatoarea bazei. 4. Într-un triunghi isoscel, medianele și înălțimile corespunzătoare laturilor congruente sunt la rândul lor congruente. 5. Într-un triunghi isoscel, bisectoarele unghiurilor bazei sunt congruente. Aceste 5 proprietăți am considerat că sunt printre cele mai importante proprietăți ale triunghiului isoscel. Ele vă vor ajuta mai târziu să rezolvați diverse tipuri de probleme în care va apare triunghiul isoscel. Ca observație, distingem că proprietățile anterioare au reciprocele adevărate, lucru iarăși folositor în rezolvarea unor probleme. La fel, vom încerca în continuare să dăm câteva proprietăți importante pentru triunghiul echilateral. Prima dintre acestea, într-o ordine aleatoare, bineînțeles, spune că într-un triunghi echilateral toate unghiurile sunt congruente, măsura acestora fiind de 60 de grade. Cea de-a doua, într-un triunghi echilateral, medianele laturilor sunt congruente. A treia proprietate, într-un triunghi echilateral, înălțimile laturilor sunt congruente. 4. Într-un triunghi echilateral, bisectoarele unghiurilor sunt congruente. 5. Într-un triunghi echilateral, mediatoarele laturilor sunt axe de simetrie. Păstrând aceeași idee ca cea anterioară, aceste 5 proprietăți, ca număr, consider că sunt printre cele mai importante referitoare la triunghiul echilateral. Ele vă vor ajuta să rezolvați diverse probleme în care vă apar triunghiuri echilaterale.
Observații, aici am trecut două observații, din punctul meu de vedere, interesante și importante. Prima dintre acestea spune că în orice triunghi echilateral, orice triunghi echilateral poate fi considerat și triunghi isoscel. Cea de-a doua spune că orice triunghi isoscel cu un unghi de măsură egală cu 60 de grade este echilateral. Cu speranța că ceea ce am discutat astăzi vă va folosi în rezolvări de probleme, vă doresc o zi cât mai bună. La revedere!